Astăzi, 27 octombrie 2018, o să dezvelim statuia fondatorului Unirii Bucovinei cu țara, Iancu Flondo. Astăzi, Dumnezeu ne-a ajutat să aducem omagii și să cinstim un mare bucovinean, un mare român, Iancu Flondo. Dacă dăm timp în urmă, acum 100 de ani, pe 27 octombrie 1918, la Cernăuți, adunarea constituantă alegea Consiliul Național Român, președinte Iancu Flondo, cu 50 de membri, aprobau moțiunea pe 4 puncte pentru unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei cu țara mamă, România. Sunt bucuros că am prins aceste vremuri, am și avem o obligație să omagiem, să comemorăm, să ne aducem aminte de înaintașii noștri. Aș putea spune că astăzi, dragi suceveni, începem seria sărbătorilor centenarului Unirii Bucovinei cu România. Vreau să știți că statuia bustului Iancu Flondo, am mai făcut unul, va poposi la Alba Iulia, celălalt, pe statuia unioniștilor, pe statuia personalităților românești care au contribuit la Marea Unire. Vom fi prezenți o delegație de aici, de la Suceava, pe 1 decembrie, la Alba Iulia. M-a bucurat foarte mult că mi s-a dat ocazia de a oferi orașului un gest artistic. M-a bucurat foarte mult de această relație pe care și încrederea pe care oficialitățile mi-au acordat-o. Deci vă mulțumesc și mă bucur că ați venit în număr atât de mare la această dezvălire de monument. Este binevenită și legitimă amplasarea bustului lui Iancu Flondo aici, în centrul Sucevei, pentru readucerea în memorie a celor care aproape că au uitat sau pentru aducerea mai ales în atenția tinerilor, copiilor pe care mi-aș fi dorit mai mult prezenți astăzi aici, a personalității lui Iancu Flondo și a contribuției sale la unirea Bucovinei cu țara mamă, pentru că această contribuție a fost recunoscută atât de către istorici, dar mai ales de către contemporanii lui Iancu Flondo, care spuneau la acea vreme că atât de strâns legată este ceea ce s-a întâmplat la 28 noiembrie 1918 de persoana lui Iancu Flondo, încât aproape că se identifică cu dânsul. De aceea eu cred că această statuie este până la urmă personificarea actului istoric care a avut loc la 28 noiembrie 1918 și cred că nu era nimic mai potrivit ca și gest care să rămână mai ales peste timp în amintirea lui Iancu Flondo. Prin dezvelirea acestui bust, astăzi aniversăm, aducem un omagiu unei din cele mai mari personalități ale politicii din Bucovina și cu siguranță celui mai eficient om politic. Rămâne în memoria noastră ca un mare erou, un om căruia îi datorăm foarte mult și mă bucur faptul că, iată, împreună cu Consiliul Județean am reușit să realizăm acest monument. Primăria a făcut soclu, iar sigur că Consiliul Județean s-a tăiat ca atare, domnul sculptor Scripcaru, și cred că, așa cum se spunea aici, am discutat atât de mult să facem un monument dedicat Unirii. Au fost două licitații la Primăria Municipiului Suceava și nu ne-a ieșit de românește. Până la urmă, iată că locul cel mai potrivit, cred că aici este al lui Iancu Flondo. De aceea cred că avem această obligație să-l cinstim, să-l purtăm în rugăciunii noastre, pentru că și datorită lui, astăzi avem o țară unitară, o țară suverană și independentă. Dacă discutăm despre Marea Unire, trebuie pusă pe aceeași listă cu Ionel Brăteanu, ca și contribuții, ca Iuliu Hosu sau ca Vasile Goldiș. Deci este unul din artizanii, unul care a avut arhitectura, arhitectul Unirei Bucovinei
cu România. Personalitatea lui Iancu Flondor a mai fost evocată de inițiatorul proiectului de lege prin care ziua de 28 noiembrie a fost stabilită în anul 2015 ziua Bucovinei, deputatul ALDE Ștefan Alexandru Băieșanu, dar și de directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, care a remarcat că exact la 94 de ani de când Iancu Flondor s-a stins din viață, sculptorul Virgil Scripcariu i-a adus bustul în bronz lângă Palatul Administrativ din Suceava, un gest de reparație istorică, o datorie morală plătită, un vis împlinit. Participanții la eveniment au primit câte o revistă editată sub egida Centenarului Marii Uniri, dedicată marelui om politic Iancu Flondor și actului din 1918. Sculptura a fost achiziționată de Muzeul Bucovinei cu suma de 40.000 de lei, iar soclul a fost finanțat de Primăria Suceava. În cadrul evenimentului, președintele CJ, Gheorghe Flutur, a anunțat că președintele României este așteptat miercuri pe 31 octombrie la Suceava. Klaus Iohannis va depune o coroană de flori la monumentul închinat lui Iancu Flondor.